Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Infomagazin. Vă propun să fiți alături de noi, deoarece vom avea o discuție interesantă cu cei trei invitați ai acestei ediții. Este vorba despre doamna profesor Lăcrămioara Marița, liderul cluburilor Impact. Doamna profesoară, bine ați revenit în platoul Informația TV. Bine v-am regăsit și mulțumim de invitație. Nu ați venit singur, ați venit cu doi tineri talentați, doi tineri care ieri au fost implicați într-o frumoasă activitate. Adrian Ciorbă, bine ai venit în platoul Informația TV. Și Laura Roman. Laura, bine ai venit în platoul Informația TV. Mulțumim de invitație. Doamna profesor, mă bucur să fiți din nou aici. Este a doua apariție în cadrul emisiunii Infomagazin și mă bucur că de această dată sunteți cu un nou proiect și cu noi tineri pe care merită să-i promovăm. Vă rog să ne spuneți ce eveniment deosebit ați avut ieri la colegiul dumneavoastră. Ieri, la colegiul nostru, adică Ioan Slavici, a avut loc efectiv lansarea clubului Impact, lansarea oficială a clubului Impact, The Racers, care suntem noi și ai cărui membri sunt cei doi tineri frumoși pe care i-am adus azi cu mine. Povestiți-ne despre cluburile Impact, despre ce înseamnă ele. Clubul Impact este un model de educație prin experiență și care își propune să formeze tinerii ca persoane active, ca cetățeni activi și implicați în societate, folosind învățarea prin experiență și proiectul în folosul comunității. Clubul nostru a fost înființat în noiembrie printr-un concurs fericit de împrejurări. Inițial am început această activitate ca un club de dezbateri în toamnă, iar în noiembrie am avut această oportunitate să aplicăm pentru accederea în rețeaua cluburilor Impact. Și mă bucur că dintre cei 200 de aplicanți, clubul nostru a fost printre cele 20 selectate. Așa că din noiembrie, oficial, funcționăm sub egida Impact. Ați intrat așadar într-un club select. Într-un club select, exact. Așa cum ne-am și dorit. Cluburile Impact sunt, la noi în Satul Mare sunt două. Mai există unul și la Colegiul Național Doamna Stanca. În anul școlar trecut, în toată țara, au fost 109 astfel de cluburi în 13 județe, implicați peste 2000 de voluntari, de tineri, și s-au implementat 109 proiecte în folosul comunității și peste 36.000 de beneficiari direcți ai acestor proiecte. Deci e o mișcare foarte amplă care își propune să le dezvolte tinerilor abilități de viață, până la urmă, pentru a putea să se implice foarte activ în comunitate. În comunitatea din care fac parte și să dea ceva înapoi comunității. Să creeze efecte pozitive în comunitate. Dream With Me a fost prima activitate a clubului Impact The Racers. Da, poate că ar trebui să explicăm de ce The Racers. Da, vă rog. Da, Laura? Deoarece noi ne-am ghidat după un motto: alone we are feathers, but together we are an eagle. În română, traducând, ar fi: singuri suntem asemenea unei pene, dar împreună putem forma un vultur. Și chiar îl formăm în clubul Impact The Racers. The Racer însemnând ridicătorii, adică persoane care îi ajută pe cei din jurul lor să se ridice, să evolueze, să se dezvolte atât pe plan personal cât și spiritual. Și asta ne dorim să facem, să îi ajutăm pe alții să se ridice, împreună cu noi, desigur. Am înțeles. Este un motto și o idee foarte frumoasă. The Racers sună chiar foarte bine. Adrian, spune-mi care este contribuția ta aici în această echipă. Eu sunt un membru, pot să spun, mai nou. M-am alăturat chiar înainte să începem acest proiect. Rolurile au fost împărțite cam după cum ne descurcăm. Eu am fost la sonorizare, muzică, pentru jocuri și volumă. Am înțeles. Doamna profesor, v-aș întreba cât de importantă este educația experimentală pentru acești tineri. Poate că dumneavoastră atunci când erați elevă, erați oarecum privată sau nu se miza atât de mult pe aceste noi aplicații.
Din păcate, nici acum nu le putem implementa în totalitate în cadrul învățământului românesc, pentru că nu ne permite programa, în primul rând. Avem o cantitate foarte mare de materie pe care trebuie să o transmitem și nu ne mai rămâne timp pentru acest gen de activități, care, din păcate, sunt destul de cronofage. Dar efectele lor sunt fantastice, efectele aplicărilor. A învăța prin experiență este o cu totul altă formă de învățare. Nu rămâi doar la simpla conștientizare a unor noțiuni, ci pur și simplu simți și tu și ești pus în diferite situații în care reacționezi într-un anume mod, iar la sfârșitul activităților discutăm despre ce s-a întâmplat acolo, adică facem acea etapă de debriefing în care analizăm care a fost sarcina, cum am reacționat, de ce am reacționat așa, de ce n-am reacționat altfel. După aceea facem transferul cunoștințelor, încercăm să găsim o situație în realitate în care ne-am confruntat cu o reacție de genul acela și dacă e de îmbunătățit, atunci să găsim soluții de îmbunătățire. Educația prin experiență, într-adevăr, te duce la un alt nivel până la urmă și te conștientizează despre... În primul rând despre tine, înveți foarte multe și după aceea înveți foarte multe despre cei din jur. Prin cred aceste că... metode, așa numite jocuri. De fapt, e vorba de educație prin experiență. Da, este foarte important, în primul rând, să te cunoști pe tine, să înveți despre tine cum funcționezi și după aceea să încet, încet să îi înțelegi și pe cei din jurul tău. Ce implicații are muzica în acest eveniment al dumneavoastră? Proiectul nostru are patru etape. Proiectul nostru, de fapt, este povestea noastră. Mai exact, Dream With Me e exact povestea tinerilor din Impact, care au pornit împreună în această aventură minunată, care a devenit un mod de viață pentru noi, prin care ne dorim o alternativă la tot ce se poate... La o alternativă la modurile în care, prin care poți să-ți petrești timpul liber, la noi în urbe, cel puțin. Foarte mulți tineri, foarte talentați și de bun simț, nu prea au alternative și atunci rămân doar la nivel de socializare virtuală. Ei, prin intermediul acestui club, tinerii au ocazia să cunoască tineri asemeni lor și să-și dezvolte acele abilități care stăteau acolo latente și așteptau să fie descoperite. Este muzica un mijloc bun pentru a dezvolta aceste prietenii? Da, este un mijloc foarte bun, pentru că oricine iubește muzica, sigur, unii preferă unele stiluri muzicale, alții altele, dar toată lumea iubește muzica și, până la urmă, muzica este și un mod de a ne exprima. Și am ales să începem cu această etapă pentru că muzica este cel mai accesibil instrument pe care îl avem la îndemână. Muzica este cea care ne poate uni și putem avea un punct de plecare într-o relație. Așa este. La fel de bine putem fi identificați într-o societate prin prisma muzicii pe care o ascultăm. De obicei, tinerii tind să aparțină unor grupuri care se identifică ba cu un stil de muzică, ba cu un stil vestimentar sau alte lucruri. Voi ce muzică ascultați? În general, orice gen de muzică, în afară de manele. Îmi place orice sună bine. Ce are puțin ritm și un pas sună bine pentru mine. Adrian. Eu ascult Christian și, da, după cum a spus și colega, ce sună bine, tuturor ne place. Alegeți în general muzica care transmite anumite mesaje sociale? Da, putem să spunem și asta. Adică nu ne place să ascultăm muzica care să aibă cuvinte urâte sau... imagini sau... Da. Am înțeles. Bun, mergem mai departe. Muzica poate totodată să fie și un remediu, nu? Bineînțeles, de fiecare dată. Cel puțin pentru mine. Mai ales pentru domnișoare, cred că tu ești cea mai potrivită să ne și răspunzi la această întrebare. Muzica poate să fie uneori un remediu.
Așa este. Fie că te simți singur sau supărat sau poate chiar fericit, în muzică poți să regăsești absolut orice. Poți să te simți oricum și muzica te poate alina. Citeam pe internet că muzica dezvoltă anumite părți ale creierului și că atunci când copiii sunt mici, atunci ei, dacă studiază un instrument muzical, creierul li se dezvoltă mult mai repede și percep și rețin anumite informații mult, mult mai repede decât ceilalți copii de vârsta lor. Așadar, muzica are o mulțime de efecte și pozitive și negative. Însă, să revenim la evenimentul de ieri. Vă rog să ne introduceți în acțiunea de acolo. Da. Ieri a fost prima etapă, așa cum v-am spus. Mai urmează încă trei etape pe care vi le vom prezenta pe măsură ce se vor întâmpla, adică câte o acțiune pe săptămână. Următoarele etape sunt o etapă care presupune dans. Îi invităm pe copii să ne prezinte pasiunile lor vis-a-vis de dans și sunt foarte mulți tineri care se implică atât în dans de societate, cât în multe alte genuri, de la street dance până la orice, absolut orice gen de dans. După aceea vom avea o activitate care presupune sport și vom încheia printr-o activitate care presupune niște abilități manuale, confecționare de origami, în cadrul căreia vom realiza împreună cu invitații noștri emblema clubului nostru, adică un vultur. Activitatea de ieri a fost una extrem de reușită. Deși noi inițial ne-am propus ca scop să atragem un grup de 30 de tineri care să se distreze împreună cu noi și care să-și descopere pasiuni comune împreună cu membrii clubului nostru, în final, ieri au fost acolo 80 de tineri și nu doar de la colegiul nostru, ci spre surprinderea și bucuria noastră și de la alte colegi din oraș. Și mi s-a părut în regulă, i-am primit cu aceeași bucurie, s-au simțit foarte bine. A fost o bucurie să vezi că 80 de tineri se pot distra frumos și la modul absolut civilizat și se simt foarte bine împreună. Și cred că cei mai potriviți să vă detalieze puțin cum s-au simțit tinerii sunt chiar ei. Cum a fost acolo atmosfera, Laura, din punctul tău de vedere? Inițial, când au început să vină primele persoane, am simțit emoție foarte puternică. Nu știam dacă o să ne descurcăm, cum o să fie, dacă o să reușim să facem toate activitățile pe care le-am propus, pentru că noi eram și prezentatorii și cei care îi ajutau să înțeleagă, să se integreze. Noi trebuia să facem absolut tot, dar pe parcurs, cum trecea etapa cu etapa proiectului, am început să mă simt tot mai bine, emoția a dispărut și a fost doar starea aceea de bine, de distracție. Vedeam că totul iese conform planurilor, că reușim să îi facem să ne asculte, ele fiind ca și ei. Ne era teamă că o să ne asculte mai puțin sau nu o să ne dea așa mare importanță precum unui cadru didactic, dar nu a fost rău ca așa, au fost foarte cooperativi și chiar s-au implicat. Spunea doamna profesor că ați așteptat un număr de maxim 30 de elevi, însă numărul s-a triplat, așteptările au fost depășite cu mult. Cum i-ați atras pe ceilalți elevi din celelalte licee din municipiul nostru? Noi ne-am promovat la nivel de online, pe internet, pe Facebook, am creat un event și, sincer, nu știu cum s-a ajuns să fie așa de multă lume, pentru că, în general, tinerii nu se implică în astfel de activități și, mai presus de atât, nu am mers să tragem de fiecare ca să vină să se implice, să fim siguri că o să avem numărul acela. Am spus să ne riscăm și să vedem unde o să ajungem. Chiar am fost plăcut surprinși când am văzut că am avut atâția participanți. Dacă nu riști, nu câștigi. Adrian, Laura spunea că oarecum se simțea nesigură, crezând că ceilalți elevi, fiind de vârsta voastră, nu vă vor da importanță, nu vă vor acorda, eu știu, timp, credibilitate și așa mai departe. Tu cum ai simțit lucrurile? Eu am fost sigur pe mine și pe echipa mea. Am știut că dacă e acolo doamna dirijintă și domnul profesor Alin Toma,
lucrurile o să decurgă cum trebuie. Cum a fost colaborarea cu elevii din punctul tău de vedere? Păi, mi-am înțeles bine, totul a decurs cum ne-am așteptat. Conform planului? Veți păstra legăturile în continuare? Veți avea activități în aer liber sau vor participa și ei și la celelalte etape care urmează să vină? Sigur. Chiar aseară, după eveniment, am pus poză pe grupul nostru de pe Facebook și colegele unei participante. Da, deci și-au exprimat părerea și au fost foarte entuziasmate. Așadar, ați avut un feedback pozitiv? Fantastic, chiar fantastic. Ceea ce m-a bucurat teribil, dar cel mai mult m-am bucurat și sunt extrem de mândră de echipa mea. Am niște tineri extraordinari și sunt absolut impresionată că au reușit să muncească în ritmul susținut pe care l-am impus eu. Și credeți-mă că încă n-am găsit un adult care să păstreze ritmul cu mine, dar ei au făcut-o. Deci chiar au muncit susținut și n-am avut absolut niciun stres în legătură cu ei și nicio teamă. Știu sigur și acum și în orice moment că dacă e suficient doar să le spun atunci, la ora de, și fără nicio altă intervenție și fără aducere aminte și explicații suplimentare, știu sigur că vor fi acolo. Pot deveni ei în timp lideri ai unei generații? Deja sunt lideri. Ei deja sunt lideri. Numai că mulți dintre ei nu știu încă. Dar ei sunt lideri. Eu le intuiesc aceste abilități și încerc să-i motivez pe fiecare să și le dezvolte. Prima dată să și le conștientizeze, pentru că unii dintre ei au venit în impact cu multe traume, așa cum suntem fiecare, nu? Fiecare avem traume la un moment dat și cel puțin adolescența ne marchează într-o asemenea măsură încât unii nici nu mai reușesc să le depășească. Dar venind în acest mediu cald și primitor, în care suntem deja ca o familie, m-am spus că e deja o stare de normalitate, impactul acesta e un mod de viață pentru noi, au început foarte repede să se deschidă și să se simtă extrem de bine cu persoana lor și s-au clădit relații de încredere și de prietenie. Și cred că ăsta este unul dintre cele mai mari beneficii ale proiectului și în special ale activității în cadrul clubului Impact. Aveți o abordare foarte modernă a celor cu care lucrați, a elevilor. Sunteți un model pentru ceilalți profesori. Eu sunt foarte curioasă cum reușiți să le dezvoltați și să le găsiți în ei atitudinea aceasta de lider. Nici nu știu exact. Cred că am un feeling. Adică intuiesc unele calități care există acolo și încerc să-mi folosesc și eu abilitățile de lider pentru a le a-i motiva să și le dezvolte și a lucra împreună la ele. Când nu există acele calități sau sunt oarecum ascunse bine acolo, într-un colț, cum le putem dezvolta în acești tineri? Vedem că internetul, din păcate, acaparează tot mai mult atenția tinerilor care preferă să se ascundă în spatele unui monitor sau mai nou cu un telefon mobil în mână și astfel să-și petreacă timpul și toate activitățile lor extrașcolare să fie toate în jurul internetului. Cum putem combate acest lucru? Dumneavoastră asta faceți prin aceste proiecte? Prin exemplu personal, în primul rând. Dacă tu, ca lider sau ca persoană adultă care îi coordonezi, nu dai dovadă de implicare 100% și dacă tu nu ești dispus să sacrifici timpul, energia, disponibilitatea și tot ce e nevoie acolo, cu siguranță că nu vor face nici ei. Lucrurile acestea se replică și până la urmă mergem pe legea reciprocității, nu? Și copiii au nevoie de modele, în general, modele după care să se ghideze și după care să se formeze și să se plieze. Au nevoie de ceva să se inspire, ceva real, pentru exact. Că de idoli toți am auzit, însă cinevacu care ei lucrează zi de zi și pe care îl văd în fiecare zi, cred că poate fi mult mai inspirat decât orice vedetă națională sau internațională.
Da, și să știți că e foarte greu să formezi o echipă și să o coordonezi. Și echipa aceea să dea rezultate 100% și să funcționeze. Pentru că în orice grup, mai ales atunci când e vorba de o activitate cum a fost proiectul acesta, e inevitabil, în general, să se nască tensiuni și să existe tot felul de fricțiuni. Ori la noi nici nu s-a întâmplat. Nici n-aș putea să spun că ar trebui luat în considerare un foarte, foarte mic derapaj. Deci, absolut nu s-a întâmplat. Asta pentru că m-am străduit să-i motivez pe fiecare, după orice activitate, după orice mic gest făcut, orice lucru realizat, indiferent cât de mic sau de mare a fost, i-am motivat, i-am încurajat, i-am felicitat și m-am străduit să le clădesc stima de sine și să aibă cât mai multă încredere în ei. Și odată deblocată această lipsă de încredere, lucrurile deja țâșnesc, pur și simplu. Ați apelat la metoda acelei recompense, care este o răsplată imensă pentru oricine după depunerea unui efort, pentru că a fost și un efort. Sunt elevi, au orele, după aceea au avut de organizat acest eveniment. Nu cred că v-a fost mai ușor. A fost puțin dificil, dar împreună ca echipă am reușit să ducem la bun sfârșit ce ne-am planificat de la început. Vă rog să-mi spuneți dacă ați învățat ceva nou din acest eveniment sau dacă ați rămas cu ceva, nu știu, ceva care v-a rămas întipărit în minte sau în suflet. Categoric, foarte multe, nici nu știu de unde să încep. În primul rând, am învățat să am mult mai multă încredere în colegii mei. Eu fiind o persoană care nu acordă încredere așa de ușor, în urma acestei etape a proiectului, am realizat cât de multă implicare a venit din partea fiecăruia și că mi-a combătut cumva frica că nu o să reușim și nu o să iasă cum ne-am așteptat. Astfel, am mult mai multă încredere în ei. De ce până acum era o lipsă de încredere? Aveai neîncredere, mă rog, în colegii tăi? Datorită faptului că încă nu ne cunoșteam așa de bine. Fiind doar din noiembrie, majoritatea dintre noi nu ne cunoșteam nici măcar din liceu. Asta e cea mai mare problemă, din păcate, că suntem în același colegiu și nu ne cunoaștem unii pe alții și nu socializăm. Succesul venit în urma acestui eveniment este o garanție a încrederii pe care poți să o ai de acum înainte, da, în acești colegi ai tăi? Da. Adrian, Laura spunea că, deși sunteți colegi cu toții acolo în liceu, mulți dintre voi nu vă cunoașteți. De ce nu se întâmplă acest lucru? Nu ieșiți în curte și voi cu ceilalți colegi, nu povestiți? Ieșim, dar în general ieșim cu colegii de clasă și între noi ne ținem poveștile, trăirile și... Ei, cum s-au schimbat lucrurile după acest eveniment? Bănuiesc că s-a dat sfoară în școală, că se întâmplă ceva. Au fost și alții curioși, poate, care n-au participat, n-au venit să vă întrebe ce s-a întâmplat acolo, despre ce vorba, putem să venim și noi? Ba da, am primit deja mesaje pe Facebook și ne-au bombardat cu toții că doresc să participe la următoarea etapă. Și mai mult decât atât, cei care au participat deja încep să vorbească cu noi, ne opresc dintr-o clădire în alta, într-un dintr-o clădire în alta, ca să ne salute sau să ne întrebe doar ce facem, cum suntem. Așadar, ați căpătat și oarecare popularitate. Oarecum. Am înțeles. Îi rog pe colegii mei din regie, când sunt pregătite fotografiile, să ruleze pe ecranul din spatele nostru, dacă este posibil. Între timp, avem și un filmuleț, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun, îl vom introduce și pe acela. Să revenim la discuția noastră și să continuăm. Vocea CNIS-e, așa s-a numit evenimentul. Ce-a presupus? Pe mine mă duce cu gândul la un concurs muzical. Să-mi spuneți dacă sunt pe acolo sau nu. În primul rând, vocea CNIS-e se leagă de postul nostru de radio. Radio CNIS-e. Una dintre membrele Impact e prezentatoare la radio CNIS-e și am realizat un jingle care a rulat ca metodă de promovare a proiectului și de aceea se numește vocea CNIS-e.
Proiectul, adică această activitate, nu am dorit-o a fi neapărat găsirea unei persoane cu o voce extraordinară, un X-factor sau nimic de genul vocea acesta. Română. Exact, ci pur și simplu în sensul de modalitate de exprimare. Și toate activitățile pe care le-am gândit au fost mai degrabă sau în totalitate distractivele și nu neapărat ne-au dus cu ideea de, la ideea de competiție acerbă în care însă există un singur câștigător. Însă muzica a fost factorul principal. Exact, a fost tema zilei și tema activității. Astfel că am început prin a prezenta ce înseamnă impactul, de unde impact, de ce impact, care sunt obiectivele. Da, finanțatorii noștri, Fundația Noi Orizonturi, care ne oferă toată logistica, toate materialele de care avem nevoie, vedeți, și acest curriculum și manualele de care avem nevoie. Și înainte de asta trebuia să vă precizez faptul că la începutul lunii martie acest proiect l-am scris pentru competiția de proiecte și am câștigat finanțare pentru el. Așa că am putut să pigmentăm activitatea cu mici dulcegării și bombonele și mici atenții pentru copii, lucruri care au fost foarte, foarte bine primite de către ei și care i-au bucurat foarte mult. Care sunt grupurile țintă? Grupul țintă al cluburilor Impact în general sunt copiii și tineri între 12 și 18 ani. Atât din zonele urbane și urbane și rurale, sigur că da. Am înțeles, au venit și fotografiile. Cine este amabil poate să ne comenteze puțin pe seama lor și după aceea să continuăm discuția. Adrian? Aici se desfășura concursul numit de noi Ghicește Melodia. Concursul constă în ascultarea unei melodii și aflarea de către beneficiari, numele piesei și refrenul. Am înțeles. Ce melodii erau alese? Melodii mai vechi? Melodiile anilor 90, 70, 80? Erau amestecate? Am încercat să avem puțin din fiecare. Și genuri diferite și perioade diferite. Și cum au reacționat elevii? Mă întreb dacă au recunoscut anumite melodii care poate sunt mai vechi, nu sunt de actualitate, nu sunt cântate de generațiile acestea noi de artiști. Spre surprinderea noastră, chiar au reușit să recunoască și melodiile mai vechi și melodii populare. Ați introdus și folclor. Da. Foarte frumos. Ne gândim și la promovăm și cultura și tradiția. Aici o vedem o domnișoară cu un microfon. Da. Este Andra, cea care a coordonat această activitate. Așa cum vă spuneam, după prezentarea Clubului Impact, a urmat această etapă în care participanții au fost împărțiți în două echipe. De aceea ați văzut două cerculețe acolo. Andra coordona această activitate, Laura ținea scorul, deci fiecare făcea ceva, puteți să-i vedeți acolo. Unii se ocupau de muzică, alții lucrau la diplome, alții numărau, iar participanții trebuiau să răspundă cât de repede posibil. Deci grupele au avut două pene, la un moment dat se vedea acolo într-una din fotografii, au avut două pene, tot în ideea vulturului cu penele și în momentul în care știau sau piesa, sau interpretul, trebuia să ridice cât mai repede pana respectivă și atunci echipa aceea putea să răspundă. În cazul în care răspunsul nu era bun, cealaltă echipă avea dreptul să dea un răspuns. A ieșit foarte frumos, s-a mobilizat foarte bine. Echipa câștigătoare a avut, sau echipa pe care n-a acumulat cel mai mare punctaj, a mai avut o șansă la următoarea etapă, care a fost și mai haioasă, în care fiecare echipă trebuia să-și desemneze trei reprezentanți care să vină în față și la un anumit semnal trebuiau să înceapă să cânte, orice. La un alt semnal trebuiau să se oprească și tot așa, fără să repete piesa. Asta a fost amuzant. În momentul în care repetau piesa, ieșeau afară din concurs. Și în final, ideea era să rămână unul singur, iar echipa al cărei reprezentant era acumula 50 de puncte și atunci scorul se putea modifica. Un punctaj destul de mare, așa, da. Foarte mult, exact. În punctajul iar final. Miza a fost o piniată extraordinară realizată wow, de super creativa noastră Hoimi,
opinia ta care avea în interior pe lângă bombonele și confeti, cred că o să vedem la un moment dat, avea niște puiuți de vulturi care în momentul în care a fost spart au început să zboare, iar pe exteriorul ei a lipit niște cuvinte care sunt reprezentative pentru cei care intră pentru prima dată într-un club sau care vorbesc pentru prima dată în public și a scris frică, teamă, emoții, știu eu, cuvinte de genul ăsta. Deci a fost un concept foarte, foarte drăguț. Mie chiar mi-a părut rău că a trebuit să spargem piñata. Și nouă. Da. A fost, cred că, un moment de bucurie atunci când au țâșnit bombonele și surprizele care se aflau în interiorul ei. Hai, eu vă propun să urmărim filmulețul, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem și filmulețul care stă să intre pe post. Aici putem să vorbim. Da, filmul. Am revenit. Cine ne poate da câteva detalii despre acest filmuleț? Cum a fost făcut? De către cine, doamna profesor, cred că sunteți indicată sau îl lăsați pe tine să ne vorbească? Filmulețul a fost făcut de către una dintre colegele noastre, Georgiana Dărăban. Da. Este clasa a 10-a la profil pedagogic. De aici și înclinația aceasta spre diferite arte, și... da. Nu știu ce aș mai putea să vă spun despre... Am văzut acolo stiluri de muzică. Cred că au fost cerințele până la urmă, cerințele concursului, nu? Într-o oarecare măsură. Da, au cam fost cuprinse genurile muzicale pe care le-am selectat și noi când am făcut playlist-ul acela, da. Aici puteți să-i vedeți pe participanți în momentul în care erau cei șase, vedeți? Cei șase, trei din fiecare echipă și cântau fiecare la semnal. În spatele lor se găsește Ionela, da? Îi se văd doar tenișii în poza aceasta și ea îi atingea pe cap în momentul în care, în acel moment, trebuia să înceapă să cânte. Orice. Când îi mai atingea încă o dată, trebuia să se oprească. Și a fost super, super amuzant aici, s-a amuzat teribil. S-a întâmplat să cânte câte doi concurenți aceeași melodie? Tocmai asta era provocarea probei. La un moment dat au început să se repete melodiile. Cântându-se doar cele mai cunoscute, s-au repetat și atunci concurentul respectiv a ieșit din probă. A fost eliminat. Da. Foarte frumos. Mi s-a părut una dintre probele poate cele mai interactive și, nu știu, te-au pus așa cu minte la contribuție, că nu era spontaneitatea. Chiar era spontaneitatea și inspirația de moment. Nici n-a mai contat că știau sau nu știau să cânte. De fapt, înainte de această probă, noi le-am făcut o mică demonstrație
trei dintre membrii Impact au venit în față și au demonstrat cum se procedează. Și intenționat am ales în așa fel încât unul dintre ei să n-aibă neapărat o voce extraordinară, exact, sau să performeze în acest domeniu. Tocmai ca să transmitem ideea de distracție, de amuzament, nu neapărat de... Wow, a fost ca o ieșire la karaoke oarecum. Exact. Că inițial așa l-am și gândit ca un karaoke, dar după aceea ne s-a părut că e mult mai amuzant așa. Dragii mei, dacă vorbim despre muzică, dă-mi două sinonime pentru muzică. Ce înseamnă muzica pentru tine sau ce îți vine în minte atunci când auzi muzică, cuvântul muzică? Sentiment și mai presus de atât, un sentiment de iubire. Deci iubire, sentimente, ce ar mai fi? Amuzament, totodată, distracție. Adrian, hai să facem și noi ca la concurs și să nu repeți aceleași cuvinte. Relaxare. Cred că am fost eliminat. Așadar, relaxare. La tine muzica, cel puțin acum, te-a dus cu gândul la relaxare. Cred că ești relaxat acum după concurs. Da, sigur. Și aștept să înceapă și cea de-a doua etapă. Doamna profesoră, ce va fi în cea de-a doua etapă? Așa puțin să ne dezvăluiți, dacă tot a dus în discuție Adrian acest subiect. În cea de-a doua etapă o să-i provocăm pe ceneiști să desfășoare activități în aer liber, împreună cu noi. Și nu numai în aer liber, dar vă rugăm să ne dați voie să păstrăm în mare măsură secretul în ce privește detaliile. Sigur, sigur, nu vrem să dezvăluim foarte mult, doar atât cât să facem curioși telespectatorii și tinerii care ne urmăresc, să urmărească în continuare și celelalte etape ale evenimentului, pentru că eu vă mai aștept aici în platoul să dezvăluim și, de ce nu, cu imagini chiar de acolo, din mijlocul evenimentului, dacă se va putea. Vom face acest lucru cu mare drag. Dream with me. Care sunt visele voastre? Spre ce sau cu ce vise îi îndemnați pe ceilalți să viseze cu voi? Dream with me, ne-am gândit ca fiind o acțiune mai mult decât, nu neapărat în sensul de vis și de fantezie, ci mai degrabă ca o realitate. Acțiunile ce le facem să le putem face împreună. Am înțeles. Tu cum descrii acest slogan, Dream with me? Aș putea descrie ca pe o inițiativă să fim mai cooperativi, să socializăm, să ne cunoaștem mai mult pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Iar dacă am luat mesajul așa cum este, visează cu mine, ce vise crezi tu că poți să împărtășească tinerii de aceeași vârstă cu tine? Sau ce vise puteți împărți voi tinerii, împărtăși voi tinerii cu toții? Tocmai asta vreau să aflăm. De asta am organizat cele patru etape. Muzica ar fi unul dintre ele. Da. Dansul, sportul și confecționarea de origami, care ar fi a patra etapă. Ne oprim aici. Nu spunem mai departe. Nu intrăm în detalii, Doamne ferește, pentru că vrem să le descoperim pe toate la timpul lor. Așa cum am pomenit și mai înainte în emisiune, internetul a acaparat foarte mult tineri din ziua de astăzi. Sedentarismul se instalează din ce în ce mai mult în viețile noastre. Voi vreți să combateți și acest lucru și promovați și un stil de viață sănătos. Adevărul este că în momentul în care am gândit proiectul, am făcut sesiunile de brainstorming și nu ne puteam hotărâ. Trebuia să corespundă unei anumite tematici proiectul pe care l-am depus, pentru că vă spuneam adineori că am participat la un concurs de proiecte. Trebuia să fie sau sport, sau social, sau non-violență. Sau cultură, cele patru tematici. Și nu ne puteam hotărâ pentru că foarte mulți dintre ei sunt foarte buni la muzică, în sensul că inclusiv Adrian cântă la un instrument și nu e singurul.
și mulți dintre ei, sau cântă vocal, foarte mulți. O altă parte din ei sunt în diverse trupe de dans, sau au făcut dans de societate, sau alt tip de dans. Altora le place sportul și chiar sunt handbaliști sau voleibaliști sau fotbaliști chiar, da? Și tocmai de aceea nu ne puteam hotărâ între ce să alegem și am zis hai să le facem pe toate până la urmă și toată lumea a vrut să se implice și toată lumea a vrut să facă ceva și mă bucur că s-au dovedit a fi atât de dornici să se implice pentru că au învățat extrem de mult. Nu știu în ce măsură conștientizează ei chiar acum, în acest moment, dar vă spun eu cu siguranță că au învățat extrem de multe lucruri și la următoarea etapă deja o să le vină atât de ușor să gândească toate lucrurile și toată structura, încât, practic, într-un fel, activitatea mea se poate și încheia aici. Doamne ferește, veți continua în aceeași formulă și în etapele următoare? Da, da, cu siguranță, da. Cum credeți că va fi? De 10 ori mai bine decât prima etapă. Asta pentru că emoțiile nu vor mai exista, deja aveți experiență. Da. De aceasta a fost așa de dificilă prima etapă, pentru că existau emoțiile, că este prima dată când facem acel lucru. Cred că singura parte dificilă au fost emoțiile voastre pe care le-ați învins. Da. Adrian, cum crezi că vor fi celelalte etape? La ce te aștepți? Foarte mult amuzament, socializare și energie multă. Dacă vor fi noi tineri care vor vrea să participe, cum pot face acest lucru? Să participe la proiect sau să se înscrie în Impact? Să se înscrie în Impact și să participe și la proiectele pe care le desfășurați pe viitor și la acest de acum. Chiar există solicitări în acest sens. Ieri, chiar în timpul proiectului, veneau pe rând elevi, pentru că cei de acolo sunt elevi, și veneau pe rând, doamna profesoară, dar ce să fac? Și eu vreau să vin în Impact. Ce trebuie să fac? Unde trebuie să mă înscriu? Dar chiar pot să vin? Dar vă rog, dar pot să vin? Sau o altă elevă care e tot la pedagogic și din cauza faptului că am schimbat ziua de club, pentru că activitatea clubului se desfășoară o dată pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână și avem o zi stabilită de comun acord în care putem să ne întâlnim cu toții. Și inițial ziua aceasta a fost miercuria. Dar pentru că pe parcurs am început un alt proiect care se desfășoară în mare parte aproximativ cu aceiași tineri, am fost nevoit să schimbăm ziua pentru că acea activitate se desfășoară miercuri după masă și atunci era inuman să rămânem o zi întreagă în școală. Și am schimbat ziua. Ei, datorită acestei schimbări, fetele de la pedagogic nu au mai putut să vină pentru că deja se suprapunea cu activitatea de la cor, de unde nu puteau să lipsească. Și atunci a fost o perioadă scurtă în care ele n-au mai putut să contribuie efectiv. Dar au muncit alături de noi, pentru că noi folosim foarte mult online, nu? Dacă percepția generală e că mediul virtual este nociv și că nu e bine să rămâi acolo foarte mult, noi îl folosim la maxim. Noi facem seara videoconferințe pe Skype și lucrăm împreună și facem diplome și ne organizăm și tot ce e nevoie. Avem grupul de Facebook unde foarte repede și foarte simplu comunicăm, postăm, scriem, ne mobilizăm. În timp util. În timp real, da. Prin SMS-uri. Foarte repede reușim să ne mobilizăm și să comunicăm așa. Deci noi folosim chiar la maxim toate aceste medii virtuale care ne sunt la dispoziție și în special Facebook-ul, doar că noi încă nu ne-am promovat pe Facebook, noi am postat doar în grupul nostru. Am așteptat să avem lansarea oficială, să înțeleagă lumea ce e cu noi și despre ce e vorba acolo. Și de acum înainte vom face promovare și la modul public. Așadar, tinerii găsesc informații despre club și pe Facebook, chiar și pe Facebook. Da, chiar și pe Facebook și de la colegilor deja, ei știu. M-am bucurat să citesc bilețelele lor. La sfârșit i-am provocat să, impresii, să ne dea feedback. Da, în Impact există o regulă și anume că după fiecare activitate trebuie să dai două mere și o ceapă, adică două lucruri pozitive, două lucruri care ți-au plăcut foarte mult
și un lucru care fie nu ți-a plăcut, fie merită îmbunătățit. Sau ca sugestie. Și i-am provocat și pe ei să facă acest lucru. Aseară abia m-așteptat să ajung acasă să le citesc toate, pentru că acolo n-aveam cum. Și am făcut un colaj din toate notițele lor, care se repetau. Erau cam identice. Aceleași. Da, erau aceleași. Și era vorba de energie, muncă în echipă, bună dispoziție, amuzament, ce mai era? Foarte bună organizare, nu? Cam astea erau. Și ne-am bucurat că am fost transparenți și că am reușit să transmitem lucrul acesta. Într-adevăr, a fost o echipă acolo, adică fiecare mergea și se implica unde vedea că e nevoie, chiar dacă nu era neapărat, da, chiar dacă spate. Nu era neapărat sarcina lui, adică în responsabilitatea lui. Doamna profesor, lui. Adrian, Laura, vă mulțumesc că ați fost prezenți în platoul Informația TV. Vă aștept cu drag să dezbatem și celelalte etape ale proiectului. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. Vom reveni cu mare drag și noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și la această ediție și vă propun să rămâneți alături de Informația TV. La revedere!